Prefectul Dorin Otrocol a convocat toți responsabilii din administrația locală care au atribuții instituționale în conservarea și valorificarea monumentelor istorice la a patra dezbatere ședință de criză dedicată sitului istoric Tirighina. S-a constatat că în intervalul de 5 ani trecut de la semnarea memorandumului pentru Tirighina, situația castrului roman este la fel de gravă. Niciuna dintre prevederile memorandumului nu a fost îndeplinită, inclusiv scrierea proiectului pentru finanțarea parcului arheomuzeal. Cei prezenți au pasat răspunderile de la o instituție la alta și chiar s-au acuzat reciproc de neimplicare. În funcție de caracteristicile proiectului pe care vrem să-l implementăm, vedem sau dacă se poate sau nu realiza expropriere pentru cauze de utilitate publică sau orice alt tip de transfer de proprietate. Pentru terenul aparținând municipiului avem cadastru făcut și ordin de prefect și descărcare de sarcină arheologică cu evaluarea tuturor materialelor găsite acolo. Există tema Muzeul de Istorie, Direcția de Cultură și Primăria trebuie să facă proiectul. Muzeul de Istorie, în primul rând, este instituția care are în obiectul ei de activitate treaba asta, nici teatru muzical, nici centru cultural, nici biblioteca. Noi urmăm ca după ce există această infrastructură să intervenim cu ce putem noi. Dar nu, cum? Cu parteneriate. Cu parteneriate, cu tot ce vrem. Vor, odată finalizat acest proiect, noi vă va da naștere la alte proiecte care mult mai mici în care vom putea implica noi. Dar nu putem să facem noi un muzeu de sit pentru că nu știm așa ceva. Și eu, dar eu sunt surprins că din 2005 această proprietate a municipiului pe care s-a făcut cadastru au fost vândute în continuare de vedere. În final s-a convenit că este posibilă obținerea unei finanțări europene dacă primăria și Muzeul de Istorie vor aplica pentru noile linii de finanțare din intervalul 2014-2020 și vor coopera cu întreprinzătorul privat Sandu Traian. Prefectul Dorin Otrocol a sugerat că în fiecare zi de luni, la ora 13, va sta la dispoziția tuturor factorilor decidenți pentru a coordona evoluția proiectului de valorificare turistică a castrului Tirighina Bărboș. Chestia asta cu exproprierea aș dori să o analizați cu mai multă atenție pentru că am putea să ne plimbăm prin tribunale vreo 10 ani de acum încolo. Iar eu am explicat de data trecută că sunt extrem de deschis să evităm o astfel de soluție. Nu manifest numai simpatia față de domnul prefect care în sfârșit abordează un proiect din acesta tranșant și de alți prieteni pe care i-am aici, cu care sunt sigur că de mâine putem să organizăm anumite lucruri acolo. Nici nu trebuie să ne formalizăm foarte tare. Dacă îmi pun în minte împreună cu domnul Niță, facem un spectacol peste o lună de zile acolo și nu se întâmplă nimic. Deci vă asigur de treaba aceasta. Eu vin din mediul privat. Acolo vreau să vă spun că noi vorbim mai puțin și atacăm subiectele mult mai frontal. Cadastru, am și eu cadastru. Carte funciară, am și eu carte funciară. Deci eu vă propun să mergem pe teren, să vedem concret, conform protocolului acesta din octombrie 2009, ce și cum se poate întâmpla, pun la dispoziție orice locație care există acolo, ea poate fi mai puțin amenajată sau mai mult amenajată, insist pe o funcțiune esențială în orice proiect de genul acesta care se întâmplă în Europa. Trebuie să existe, dincolo de activitatea culturală, trebuie să existe utilități publice. Acolo trebuie să existe toalete, acolo trebuie să existe vestiare, acolo trebuie să existe parcări, acolo trebuie să existe unități de alimentație și orice altceva. Lăsând deoparte faptul că pe perioada 2007-2013 n-a vrut nimeni să scrie un proiect și să-l depună. Finanțarea pe acea perioadă era de până la 2 milioane de euro. Foarte mulți bani.